Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Împăratul mi-a zis: pentru ce ai fața tristă? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică și am răspuns împăratului: trăiască împăratul în veac! Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Neamuri se nasc și neamuri dispar, sunt înghițite sau înghit la rândul lor, sunt împrăștiate sau renasc din propria cenușă. Un neam mare și puternic răsare cu mii și mii de ani în urmă, așa cum cel atotputernic făgăduise lui Avram, părintele evreilor. Dar scurtă a fost odihna acestui neam ales. Curând va fi risipit pe întreg pământul, departe de tărâmul promis de cetatea cea luminoasă. Glasul său nu dispare însă, ci răsună în fiecare colț al lumii, unde se așează pentru a-și construi o viață nouă, pierzându-se mereu în visul vechii și măreței cetăți. După expulzări succesive din apusul Europei, numeroși evrei se apropie de meleagurile transilvanene, cerând drept de a se stabili și de a-și desfășura viața conform propriilor tradiții și obiceiuri. Transilvania, sub stăpânirea habsburgică, acceptă noul val de populații, dar impune o serie de restricții. Poate cea mai dureroasă dintre restricții este interzicerea așezării în majoritatea cetăților transilvanene. Unul dintre cele mai importante orașe ale Principatului Clujul se supune și el aceleiași legislații. Singura cetate în care evreilor îi se permite să se așeze este Alba Iulia. Comunitatea evreilor din Cluj s-a înființat în jurul anilor 1860. Până în acest an, la Cluj nu era comunitate. În Cluj, înainte cel de-al doilea război mondial, au fost 3 comunități. Comunitatea ortodoxă a fost cea mai mare, care a numărat aproape 15.000 de membri. Era comunitatea reformată, în al cărui sinagogă suntem și acum, care a avut în jur de 250-300 de membri. Mai era o comunitate separată, care a fost cea mai mică, dar comunitatea aceasta era foarte religioasă, a avut o sinagogă în strada Docarilor, care a avut și o baie rituale lângă sinagoga, dar sinagoga aceea, odată cu sistematizarea orașului, a fost dărâmată.
funcționat 5 sinagogi mari. Cea mai mare sinagogă ortodoxă a fost din strada Paris numărul 5, care a aparținut comunității ortodoxe, unde s-a ținut servicii divine și în cursul săptămânii și sâmbătă și de sărbători evreiești. A fost o sinagoga a comercianților din strada Croitorilor, care a fost construită în jurul anilor 20, unde comercianții evrei au avut slujbe religioase. A funcționat în strada Gheorghe Varițiu două sinagogi mari. Una care era Bet Avraham numit și care era la fel sinagoga comercianților, care a avut și un rabin separat, dar sinagoga aceea a fost demolat în jurul anii 1960, odată cu sistematizarea orașului. Sinagoga din strada Gheorghe Barițiu, Poali Țedec, care a fost sinagoga meseriașilor. Și acolo s-a ținut servicii divini în mod regulat și acum, în momentul de față, este închiriat. Casa de tranzit funcționează acolo pentru scopuri culturale. Sinagoga aceasta, de exemplu, a fost construită în anul 1885, în jurul acestui an. Soll es freit und nicht kein Chirisch. Als alle Menschen groß und klein sollen es verstehen. Înainte de începerea deportărilor din Cluj, în 1944, în Cluj erau aproximativ 16.000 de evrei. Existau tăietori de carne în mod ritual. Destui, acum există unul pe țară la ora asta, care vine periodic în Cluj. Deci au existat foarte mulți evrei, erau cartiere evreiești, de exemplu, acolo unde e acum cinematograful Republica și tot blocul acela Republica, erau străzi numai de evrei.